Bună ziua tuturor! Ne-am bănudat astăzi într-o conferință de presă. Sunt alături de vicepreședinții de raion, responsabil domeniul sănătății și protecției sociale. Să vorbim despre un proiect de lege inițiat de deputații în Parlamentul Republicii Moldova ce vizează nemijlocit administrația publică locală, în special spitalele. Un proiect care nu a fost consultat cu autoritățile publice locale și un proiect care are mai multe particularități ce va îngreuna gestiunea spitalelor care se află în subordinea și fiind în gestiunea consiliilor raionale. În prima fază a conferinței de presă o să rog colegii vicepreședinți de raioane să se expună din punctul de vedere a autorităților locale care nici măcar nu au avut posibilitatea să se expună când a fost prezentat acest proiect, fiind încălcat principiul autonomiei locale atunci când se pun pe ordine sau se dezbat în Parlamentul Republicii Moldova proiecte care vizează autoritatea locală. După care vom da citire declarației platformei DA cu privire la acest subiect extrem de sensibil și important pentru întreaga noastră societate. Vă mulțumesc. Domnul Ieremia, vicepreședintele raionului Ialoveni, responsabil din domeniul sănătății și protecției sociale. Mulțumim. Bună ziua. Din start vreau să spun eu ca coordonator în domeniu că ăsta este un proiect greșit care nu a fost consultat. Noi din teritoriu cunoaștem mai bine durerile cetățenilor noștri, unde trebuie de pesat, unde trebuie de soluționat întrebările. De aceea considerăm că acest proiect trebuie consultat și nu un an și nu doi. Nu înțelegem, merge vorba despre descentralizare, dar prin acest proiect vedem o centralizare, adică se strânge într-un singur punct la Ministerul Sănătății toți fondatorii de decizii din teritoriul nostru. De aceea acest proiect cere ca să fie cât mai bine consultat, analizat, căci merge vorba de sănătatea cetățenilor noștri. Nu putem tot pune în cifre când merge vorba de sănătate, nu putem tot scrie pe diagonală, cum s-ar spune, când merge vorba de sănătate. De aceea, noi suntem contra la acest proiect, noi chemăm parlamentarii ca să revizuiască, ca să analizeze, ca să iasă în teritoriul la noi, ca să analizăm toți împreună. Mai ales că merge vorba de reformă teritorială administrativă care va fi peste, cum am înțeles, timp de 8 ani. De ce? Dar acum se pornește reforma în sănătate. Că acum se deschide sacul de la fund. De aceea, stimați parlamentari, vă rugăm, ieșiți în teritoriu și să vă consultați. Vă mulțumim! Mersi, domnul Ieremia. Mai departe o să ofer cuvântul domnului Torgai, vicepreședintele raionului Cimișlie. Noi la Cimișlie chiar ieri am avut întâlniri cu medicii și am discutat cu dumnealor. Vreau să vă spun ferm că medicii din Cimișlie sunt categoric împotrivă la reformă. Vă lămuresc de ce. Ei știu timpuri când au fost la Ministerul Sănătății și la Consiliile Raionale. Consiliile Raionale investesc foarte mulți bani. Consiliul Raional Cimișlie, în decurs de 9 ani de zile, are investit peste 30 de milioane de lei din bugetul Consiliului Raional în medicină, în spital, în eficiență energetică, în acoperișuri. Da, banii ăștia sunt atrași, o parte din bani sunt atrași de la frații noștri români, însă este meritul nostru că avem relații, mergem la ospiții, ne întâlnim, discutăm, atragem bani. Dar Ministerul Sănătății, cu părere de rău, nu a investit nimic în spitale. De aceea noi, mă alătur la cuvintele spuse la colegilor mei, invităm parlamentarii, deputații să vină în teritoriu, să discutăm cu medici, să vadă situația, nu pe hârtie, să vadă situația în realitate. Și pe doamna ministru aș ruga-o să nu vorbească cu cuvinte care nu le cunoaște, cu cifre care nu le cunoaște. Dumnezeu, ei, în discursul ei, au vorbit o strașnic. Veniți în teritoriu, doamna ministru, noi vă așteptăm cu mare plăcere. Veniți să vă arătăm ce avem noi la Cimișlie, ce spital avem noi. Toate secțiile noastre, vedeți ce secții avem noi acolo la Cimișlie. Veniți, vedeți, noi vă așteptăm. De aceea vă rugăm mult, nu luați decizii pripide, fără neîntemeiate, care nu cred că o să fie în favoarea cetățenilor Republicii Moldova. Mulțumim mult, domnul Torgai. Mai departe, am vrea să oferim cuvântul doamnei Victoria Marian Bogos, vicepreședintele raionului Ialoveni. Bună ziua!
Ne-am întâlnit nu de mult legat de această inițiativă care încă de la început s-a lansat una controversată și iată-ne în fața faptului că trebuie să atenționăm încă o dată și mult mai apăsat, cu toată responsabilitatea declar, pe cei nimeriți întâmplător în funcții de decizie. Constatăm încă o dată că se muncește intens, inclusiv la discreditarea consiliilor raionale. Ba le desființăm, ba le lăsăm, ba cioplim din ele așa cum vrem. La subiect, dacă scopul într-adevăr este cel de a deschide linii de finanțare pentru reformarea și performarea spitalelor raionale, vreau să aduc în discuție o propunere. De ce nu se iau două, trei spitale din zone diferite, nu contează, pentru a se lansa un proiect pilot, astfel ca restul spitalelor raionale singure să vrea să se subordoneze direct ministerului și să treacă în gestionarea directă pentru a-și îmbunătăți calitatea de prestări servicii în instituție. Până una alta, eu vreau să vă vorbesc despre un proiect la care avem rezultat noi, cei din raionul Ialoveni. Trei zile în urmă, patru raioane din țară, vorbim de raionul Ialoveni, Nisporeni, Florești și Telenești, am semnat acordurile de împrumut și de grant cu Corporația Nordică de Finanțare și organizația E5P, sunt parteneri europeni ce finanțează lucrările de termoizolare ale instituțiilor publice menite în domeniul sănătății. Suma totală a investiției este de 44 de milioane. Vreau să vă comunic până la moment, Consiliul Raional, vorbesc în cunoștință de cauză, a investit doar pentru documentația tehnică în jur de 500.000 de lei. Apare întrebarea ce facem după și unde am greșit noi, când noi am fost cei care am bătut la uși, cei care am insistat pe acest proiect. Timp de un an de zile am adus negocierile cu finanțatorul și aici vă rog un moment de atenție. 9 luni de zile am așteptat un aviz birocratic de la Ministerul Finanțelor. Consider că domeniul unde ar trebui să se axeze actuala guvernare este anume în a ne susține în intențiile noastre și căci dacă era, de exemplu, era avizul eliberat în 30 de zile cum prevede legea, acum noi am fi fost la etapa de implementare și nu la etapa de semnare a acordurilor. Și pe această, ca să vorbesc în aceeași limbă, protocolul vorbește că 9 luni de zile se așteaptă, se naște un om și nu se naște un aviz birocratic. Am aici spre comparație câteva solicitări și răspunsuri inclusiv ale instituțiilor desconcentrate de la noi din raion. Vorbim aici inclusiv de Comisariatul de Poliție, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, acele instituții care sunt subordonate inclusiv exclusiv guvernului, care fac adresări sistematic către noi pentru susținere, începând de la dotări cu mobilier până la combustibilul pentru a-și asigura activitatea de zi cu zi. Acum, fiindcă am vorbit despre soluții și comparații, vreau să închei cu același îndemn. Oamenii care încă n-au înțeles cât de importantă este sănătatea, domeniul medical, mai ales în acest context cu un război la hotarul țării, să trecem prin toate etapele astea de birocrație și de strămutare, este un risc pe care cineva trebuie să și-l asume. Doar că cu asumarea noi mai des vedem că știm a da scuze că nu eu, întrebați-l pe celălalt, chemați în emisie pe responsabil și așa mai departe. Din acest punct de vedere, consider că activitatea spitalelor raionale trebuie lăsată în grija celor care sunt mai aproape de oameni și dacă se merge pe reforma administrativă, atunci să fie una veritabilă, cu o viziune clară, ca toată lumea să știe ce urmează să se întâmple, când urmează să se întâmple, astfel va dispărea frica de necunoscut și multe alte întrebări care planează acum în societate. Vă mulțumesc!
Mulțumim foarte mult, Victoria. Alături de noi mai este domnul Rusu de la Glodeni, domnul Scutari de la Basarabeasca. Voi da citire unui demers din partea platformei DA susținut de alte 10 raioane unde la conducere acestor raioane sunt reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr. Cu o mică precizare, platforma DA susține descentralizarea, platforma DA susține reforma administrativ-teritorială. Putem să dăm un calificativ că suntem pentru lichidarea raioanelor, inclusiv dacă reprezentanții noștri sunt în aceste administrații. Dar trebuie să vorbim în acest context de o reformă temenică a administrației publice locale, fie că va fi denumită județe, fie că va fi denumită municipii, trebuie să fie identificat mecanismul oportun ca lucrurile să meargă bine în raioane. Cum voi da citire declarației platformei Demnitate și Adevăr cu privire la acest subiect extrem de sensibil, mai ales că poate genera extrem de multe probleme în viitorul apropiat. Platforma Demnitate și Adevăr constată cu îngrijorare că reprezentanții puterii continuă practica tendențioasă de a implementa reforme cu omiterea consultărilor publice. Subordonarea spitalelor raionale sub Ministerul Sănătății, fără a consulta această inițiativă cu autoritățile publice locale, cu direcțiile de spitale și cadrele medicale, este o decizie grăbită și luată fără analiza care urma să fie luată. Dacă problema este investițiile reduse ale fondatorului, după cum au argumentat autorii proiectului, atunci ar fi oportun creșterea bugetelor acestor autorități și modificarea legislației astfel încât să fie impusă o cotă din bugetul administrației publice locale care trebuie să fie anual investită în dezvoltarea spitalelor raionale. De asemenea, ar fi oportună modificarea legislației și majorarea cotei fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, care la moment este de până la 2% din fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. E important de menționat că la moment dezvoltarea spitalelor raionale este asigurată și prin proiecte transfrontaliere, așa cum a menționat colegii noștri de la Ioloveni, de la Cimișlia, dar și alți colegi din diferite raioane. Datorită înfrățirilor pe care le-au reprezentanții consiliilor raionale cu județele, în special cele din România, aduc investiții de zeci de milioane de lei în dezvoltarea spitalelor și sistemului medical. Ca exemplu, colegii noștri de la nivelul raional au reușit în baza înfrățirilor să investească în spitalele raionale după cum urmează. Cimișlia, în baza înfrățirilor cu județul Doș, peste 6 milioane lei. Soroca, în baza înfrățirilor cu județul Suceava și Buzău, peste 3 milioane de lei. Hâncești, în baza înfrățirii cu județul Maramureș, peste 2 milioane de lei. La moment, nici în instituțiile medicale unde fondatorul este Ministerul Sănătății, situația este departe de a fi satisfăcătoare. Iar dacă fondatorul, Ministerul Sănătății, nu a reușit încă să își dezvolte calitativ spitalele subordonate, care e garanția că va avea capacitatea de a asigura dezvoltarea a încă 32 de spitale raionale? Argumentul privind investițiile Ministerului Sănătății în fortificarea bazei material-tehnice a spitalelor raionale este manipulatorie, deoarece aceste investiții au fost acordate din contul programelor de susținere de către organele internaționale pentru Republica Moldova, în special în perioada pandemică, dar nu în cadrul unui program de stat de fortificare a capacităților spitalelor respective. Preluarea responsabilităților de fondator de către Ministerul Sănătății în mijloc de iarnă, în condiții complicate și incerte la capitolul asigurării cu energie electrică, gaz, căldură, precum și ținând cont de o eventuală înlăturare de la susținerea spitalelor din partea administrației publice locale, poate cauza perturbări cu consecințe grave în activitatea spitalelor raionale și municipale. În lipsa unei analize de impact și a unui studiu de fezabilitate nu este nici într-un fel argumentată suma de 150 de milioane necesară pentru anul 2023 în vederea executării de către Ministerul Sănătății a obligațiunilor de fondator. La fel, nu este prevăzut modul de identificare acestor sume în condițiile unui an complicat, imprevizibil din punct de vedere economic și luând în calcul că legea bugetului se află inclusiv în prima lectură în Parlament și aceste sume nu sunt prevăzute la capitolul cheltuieli în legea bugetului. Iar ulterioare modificări la legea bugetului pot fi conform procedurii făcute abia după 6 luni după ce a fost aprobată legea bugetului.
Atragem atenția că, că se dorește transmiterea în proprietatea statului cu titlu gratuit a bunurilor și terenurilor, spitalelor, raioanelor, prin derogare de la prevederile legale. Acest lucru încalcă prevederile principiilor autonomiei locale și se încearcă preluarea abuzivă a proprietăților fără a discuta cu autoritățile publice locale. Este mare probabilitate că această opunere va avea loc manifestându-se prin sabotaj, tergiversarea procesului de transmitere, provocarea populației la diferite acțiuni de protest și ca rezultat va duce la discreditarea guvernării și destabilizarea situației din țară. Platforma DAI este promotorul descentralizării și respectării autonomiei autorităților publice locale. În acest context, nu putem să nu reacționăm atunci când se dorește centralizarea puterii și limitarea puterii de a lua decizii la nivel local. O reformă a sistemului spitalicesc raional ar trebui să fie parte a unei ample reforme administrativ-teritoriale, reformă care până la moment nu a fost prezentată publicului. Ca urmare a celor spuse, îndemnăm majoritatea parlamentară să renunțe la votarea în grabă acestui proiect. Astfel de decizii complexe trebuie să fie luate ca urmare a unor studii profesioniste. În caz contrar, sunt supuse multiplelor riscuri care pot înrăutăți și mai tare starea sectorului spitalicesc, în special în condițiile economice, sociale și geopolitice precare cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Și în primul rând, o astfel de reformă să fie implementată numai după un dialog deschis, corect și transparent cu toți subiecții implicați, inclusiv cu autoritățile publice locale, cu medicii și conducerea spitalelor. În același timp, îndemnăm autoritățile centrale să prezinte conceptul sau strategie de reformare a sectorului spitalicesc, pentru ca toți cei interesați să cunoască care este viziunea, care va fi arhitectura sectorului în formatul nou, numărul și profilul estimat de paturi, perspectivele de dezvoltare și așa mai departe. Pe final, tindem în lipsa unor argumentări, în lipsa unui dialog adecvat, atât cu publicul cât și cu societatea civilă, că întreaga această reformă are un singur scop de a schimba directorii de spital în condițiile în care această competență în momentul de față este împărțită atât între Ministerul Sănătății care organizează concursuri și confirmarea în funcția directorilor de spital de către consilierii raionali. Și vă aduceți foarte bine aminte cazurile de scandaluri în care au fost acuzate autoritățile centrale de fraudarea concursurilor la numirea în funcția directorului la spital la Ungheni, mai recent caz la Bălți și așa mai departe. Un alt moment extrem de bizar în toată această reformă și în modalitatea de a impune această reformă ne arată practica din 2017, când în fruntea Ministerului Sănătății se afla doamna Glavan, a inițiat o reformă practic copy-paste, similară în totalitate, cu aceleași mecanisme, fără consultări, fără a discuta cu autoritățile publice locale, neavând avizele necesare, fiind făcute consultările publice pe seama acestui proiect. Și este un articol, atunci întreaga societate s-a răsculat, au fost critici puternici în societatea civilă, într-un final ministerul a refuzat de a implementa această reformă, dar într-un articol puteți să-i dați citire din Ziarul de Gardă. Pe atunci, experta în sănătate publică, Alan Emerenco, a criticat dur prevedere cu prevedere a unui exact la fel proiect de reformare a sistemului spitalicesc. Și o să vă dau citire. Articolul este foarte, foarte lung, plin de critici pe seama proiectului, dar o să vă dau citire din articolul Ziarul de Gardă a cuvintelor spuse în 2017 de pe atunci experta în sănătate publică Alan Emerenco. În ce constă inițiativa, se întreabă doamna ministru? În centralizarea absolută a celui mai mare, serios și bănos segment al sistemului de sănătate, cel spitalicesc. În transferul tuturor spitalelor municipale și raioane din jurisdicția fondatorilor actuali, autoritățile publice locale, la cele centrale. Ce spun fondatorii? Pe nimeni nu interesează, nici măcar pentru formalitate. Și după acest citat urmează un set de critici tehnice referitor la această reformă. Și întrebarea firească este cum oamenii care cândva erau experți neafiliați politic sau în opoziție politică și-au schimbat la 180 de grade părerea
în momentul în care au devenit în funcții de conducere. Rugămintea pe final este ca ne îndoim că Guvernul Republicii Moldova va da un aviz pozitiv la acest proiect, de asta doamna ministra sănătății a încercat să ocolească prevederile legale apelând la deputații din Parlamentul Republicii Moldova. Cu toate acestea, nu neglijăm faptul că sunt necesare reforme, dar orice reformă necesită consultare, orice reformă necesită transparență, altfel se creează un șir de probleme sistemice, apar un șir de întrebări la care nu primim răspunsuri. Și dacă vor, intenția este una sinceră, nobilă, să meargă în raioane, să discute cu autoritățile locale, să discute cu medicii, să îi convingă de necesitatea unei reforme și cel mai important lucru, să explice tot procesul tehnic, juridic, cum va fi posibil, în cât timp și așa mai departe. La momentul actual suntem în ceață și apar tot felul de speculații și probleme la acest capitol. Un ultim apel pentru a nu crea probleme extrem de mari în sistem este să revină la punctul zero și să înceapă, dacă vor această reformă, să înceapă așa cum prevăd normele legale scrise atât de lege cât și de Constituția Republicii Moldova. Vă mulțumim. Dacă îmi dați voie să adaug ceva, domnul președinte, așa reforme asemănătoare au fost făcute în comunitatea europeană și anume în Italia, la care COVID-ul, adică când fost această boală, epidemie. Da, această pandemie a arătat că acolo unde au fost centralizate, adică unde au fost preluate de la fondator și trecute într-un punct, într-un minister, au fost mai mari pandemia, adică mai mare rata de îmbolnăviri și de mortalitate cât acolo unde au fost gestionate de fondator, adică au rămas descentralizate. De aceea vă rugăm, implicați-vă și ieșiți în teritoriu. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, vă așteptăm cu alte ocazii să fiți cu ochii pe noi. Da, mulțumim.